Deci, boșilor, aici suntem în Periprava. Ia uitați drumuri. Uitați-vă aici, e portul, marele port din Periprava. Și noi am venit pe aici, pe ulița asta, am lăsat barca acolo undeva. Sunt cu fratele Costinel. Și acum trebuie să o luăm pe aici, pe ulița asta, că ulița asta duce în sat. Uite, acolo se vede biserica. Să luăm niște periferii. Și trebuie să ne cărăm de acolo, ia uitați-vă de unde, din sat, pe toată ulița asta, până aici la apă. Ca să vedeți ce viață grea avem noi în delta Dunării la Periprava. Că dacă eram pe Sulina, acolo aveai totul la botul calului. Te duceai, trăgeai barca în fața magazinului, îți luai ce pofteai și plecai mai departe. Aici, dacă nu mă înșel, nici benzinărie n-avem. Nu. În Periprava nu cred că există benzinărie. Da, magazinul avem. Mă gândesc și eu că toată așezarea asta omenească trebuie să se alimenteze de undeva. Că nu o se ducă toți la Chilia, unde și acolo e tot sărăcie, dar nu e așa rău ca aici, să-și ia o pâine, nu cred. Ar trebui să fie. Revenim. Uitați-vă, boșilor, ce frumos e la Periprava. Ia uitați aici, avem un șantier în lucru, cineva își face o casă. Ia uitați. Uitați ce frumos e. Aici e o unitate militară părăsită. Hai noroc! Unde e magazin? E închis acolo. Cum e închis? La 12 închide. La 12 închide? Da. Până la cât? La 4 deschide. Serios? Da. Păi și nu e nimeni acolo acasă să batem și noi în poartă? Aha. Pe stradă? Aha. Mersi. Deci, boșilor, de la 12 la 4, la Periprava, la magazine, se închide. După cum ne-a spus băiatul ăsta. Da? Ia uitați-vă ce frumusețe aici de sat. Ceva frumos. Ia uitați. Pe aici desfacem stânga, nu? Pe aici am intrat. Eu m-aș fi dus un pic mai în față pe acolo, păi să văd ce mai e. Nu pierd timp. Ia uite. Nu vezi în fiecare zi așa ceva. Ia uite. Nu, deci sigur trebuie să ne luăm o casă aici în Periprava, că ne place. Ia uite. Ceva frumos. Ceva frumos. Cât dai pe o casă ca asta așa, funcțional așa? 10.000? De euro? De lei? 100 de milioane? N-aș da mai mult. Păi și ne luăm? S-a trebuit până la mână. Păi n-ar fi rău, că vii, stai aici. Păi cade. Cade? Ena. Ia uite, mă, oamenii, au Land Rover, ia uite. Ia uite, cu număr de Bulgaria, ce îi pasă? Nu trebuie. Loganul nostru. Da. Ceva frumos. Uite și Sfânta Biserică. Ia uite, albastră. Da. Ia uite, toată lumea face betoane. Frumos. Aici e o cârciumă la Angela. Ia uite, cu loc de joacă pentru copii. Ia uitați aici. Frumos. Cu camere. Motel. Și aici avem un magazin care are un program ciudat. 8-12, 16-18.
Deci, boșilor, programul era ăsta. 8:12, acum este ora 14. Dar pentru că noi suntem băieți descurcăreți, am făcut roșii de roabă. Ne-am făcut aprovizionarea. Ia uite, ceva frumos la bani puțin. Ia uite. Și acum cu fratele Costinel, sub vița de vie sau, mă rog, în fine, ce-o fi asta aici? Ne-am luat cât un suc, că suntem cu atelajul. Mașina, da. Așa. Da? Ia uitați. Aici suntem. Frumos. Foarte frumos. N-am găsit pâine. Dar vom face pentru că pâinea trebuia făcută comandă. Și acum pâinea aici mai vine vineri. Doamna a fost drăguță și ne-a dat o pâine. Nu? Da, una ne-a dat. Ne-a dat o pâine. De la ea. Da. Și s-a rămas Masterchef Gabi Plută, uh-huh. O să facă mămăligă. O să facă mămăligă, da. Bineînțeles, dacă nu se îmbată. Mă, trebuie să o facă înainte, că de îmbătat oricum se îmbată, n-are cum. Am înțeles, scuze. Deci mămăliga o face și apoi se îmbată. Da, și avem pentru domnul Gabi, prietenul nostru, niște, cum se zice, niște jitme. Jitvei, da, jitvei. Da. I-am luat jitvei. Mașina trebuie vapor. Da, ia uitați-vă, boșilor. I-am rugat să facă mult pe aici. Cum cărăm noi... alimentele. Am fost în mobil de radar, nu? Am înțeles că sunt radare pe aici. Da, foarte multe. Foarte multe. Ușor cu brocule. Ușor cu brocule. Marfa. Prima la dreapta. Prima la dreapta. De semnal, asigură-te. Vezi că ai cedează. Să nu-ți vină ceva de aici, de-n dreapta. M-am asigurat. Așa. Aici avem o casă de vânzare, 10 euro metru pătrat, ne-a spus doamna. Nu, ceva frumos, adică ceva de viitor. Da. Aici în stânga avem bisericuța, Doamne ajută. Să prindem pește. Băi, stai mă așa să mai dau și eu.